Salut, prieteni, și bine ați venit la un nou video. Eu sunt Adrian Chelaru și astăzi vin în continuare cu proiect Cap-Coadă și anume partea de împământare și echipotențializare. După cum știți, avem proiectul în miniatură, drept urmare a trebuit să găsesc o soluție pentru a mă adapta proiectul existent și am optat la anumite componente, imediat vi le explic. O parte din ele sunt cele originale care se utilizează, o parte le simulăm, să zicem așa, pentru că nu avem aici loc. O să vreau să fie un video scurt, pentru că nu vreau să intru în detaliu foarte amănunțit. O să vreau, după ce terminăm, să luăm fiecare punct în parte, să vedem cum analizăm fiecare temă legată de ce tip de împământare putem să alegem, de care sunt, cum trebuie luate în vedere, la fel și echipotențializare, la fel și partea de paratrăsneț și tot ce ține de partea asta de protecție. În cazul de față, o să vreau să facem o, să zicem așa, simulare, cam cum am văzut, să zicem, partea de protecție pentru instalația pe care o am pe această planșă. O să vă dau câteva exemple cum aș fi putut să fac altfel dacă ar fi fost în alt mod, să zicem, dacă aș fi avut mai mult spațiu, să zicem, sau dacă ar fi fost în realitate. Ideea e că nu vreau să intru în detalii foarte amănunțite, ci pur și simplu vreau să vă prezint exact în mare parte cam cum se face, cum aș face eu aici. O să mergem pe o variantă liniară, da? Deci o să facem o împământare liniară cu electroți unul după celălalt, da? Știm că se poate face și în triunghi, știm că se poate face și natural. Asta ar fi însemnat ca noi să fi tras, să zicem așa, platbanda prin fundație și, bineînțeles, să o conectăm la fier beton, să avem grijă să fie sub 5 cm adâncime, pentru că știți și voi, dacă se fisurează beton, atunci poate să se corodeze. Bine, nu vreau să intru în amănunte de genul, de asta am și spus, vreau să vă prezint exact câteva detalii legate de ce am pregătit și apoi, de ce nu, să le și pun pe planșă. O să folosesc ceea ce am găsit și asta e, asta o să facem, știți cum e. Măcar important e principiul de bază să-l înțelegeți. După care, după ce le poziționez pe poziție, o să mai facem câteva, să zicem, o să vă mai descriu câteva lucruri. După care aștept și comentariile voastre sau propuneri pentru viitor. Vreau ușor să ne apropiem și de legat tablou. După cum observați, am băgat și aici un cablu de alimentare, un 5x4. Asta e, atât am avut, asta folosesc, dar o să ne adaptăm pe parcurs. Din păcate, postez mai greu, sau mă rog, am postat mai greu pentru că am fost și plecat prin țară cu diverse proiecte. Așa că, na, facem și noi ce putem. Dacă vreți și să fiți alături de mine, asta e, stați și mă așteptați. Când pot să vin, atunci fac. Bun, așadar, am pregătit o mare parte din componente, da? Știu că o să râdeți, ăsta ar fi simularea unui electrod, este un dip loop pentru polistiren, da? O să prindem și o să stea cam așa ceva, da? Fiind puși în linie, trebuie să ținem cont de faptul că ei trebuie să fie la distanță de 2 ori distanța unui electrod. Practic, dacă în general electrozii pe care îi găsim în comerț sunt de și se utilizează în general cei de 1,5 m, distanța dintre ei trebuie să fie de 3 metri pentru a nu dispersia, a nu afecta pe celălalt. O să vreau să discutăm la un moment dat, să analizăm și chestia asta, cum se întâmplă dispersia în pământ când trece prin dispersia curentului electric când trece printr-un electrod, cum îl afectează pe celălalt dacă sunt foarte apropiați. Practic aproape că îl anulează. Dar o să vreau să discutăm asta, la fel, v-am spus, când analizăm fiecare bucată în parte. Până atunci mai ne jucăm cu ce avem. Deci, am spus așa, avem electrozii, da? Îi considerăm ca și electrozi.
avem echipotențializare, bara de echipotențializare, da? Practic aici va trebui să intre cuplat banda, de aici ieșim cu conductoarele către fiecare componentă care v-am spus, în principiu trebuie să conectăm tot ce înseamnă, să zicem așa, conducte de apă, conducte de gaze, carcase a anumitor utilaje care pot ajunge accidental sub tensiune, da? Și, bineînțeles, pot, să zicem așa, pot să fie periculoase. Deci, practic, echipotențializarea, unul dintre roluri principale a echipotențializării este protecția la atingere indirectă. Da? Bun, avem echipotențializarea, da? Avem două țevi, le-am luat, țeava de gaz e negru, țeava de apă e mai deschis. Bun, la fel și cleme, bineînțeles, asta am găsit, ele sunt clemele sunt mult mai mari, după cum observați așa, dar asta am avut pe stoc. Practic ele vor să vină prinse așa, da? Și aici vine conductorul și, bineînțeles, sunt legate la echipotențializare. Da? Avem și două conductoare, unul de 4 și unul de 10. În mod normal ar trebui să iau de 16, dar n-am avut pe stoc. O să folosim unul de 10, dar cu timpul sper să-l schimb. Este cel care duce la tablou electric de la echipotențializare. Ar mai fi și, să zicem, această clemă care practic prinde conductorul fi care duce la la paratrăznet, da, în general pentru coborârile de la paratrăznet, da? La fel ele trebuie conectate la bara de echipotențializare. Deci, așadar, v-am făcut descrierea, o să mă apuc să le prind eu repede, nu o să mai facem filmare cu repede, că e plictiseală, plus că o să stau cu spatele, că mă chinui aici jos, nu vreau să mă vedeți cum mă chinui, o să pornesc camera după ce le poziționez cât de cât și vă fac o mică descriere, vedem ce este, da? Revin imediat. Așadar, prieteni, am terminat, după cum observați, am făcut împământarea, am transpirat, am bătut la electrozi, mi-a venit rău, glumesc. Și am conectat echipotențializarea și, bineînțeles, celelalte componente care le-am legat la echipotențializare. O mică descriere ar fi așa. Să zicem, noi am montat, aici am bătut, să zicem, 6 electrozi. Dacă ar fi fost la 1,5 m, cum am spus, trebuie să aibă lungimea, distanța între ei trebuie să aibă în jur de o dată și jumătate de două ori distanță, deci cam 3 metri distanța dintre ei. Bineînțeles că numărul electrozilor se va leg în funcție de rezistivitatea solului. De obicei 6 sunt cam acolo, media. În mod normal ar trebui să ai mai mulți, dar e o discuție mai amplă. De asta nu vreau să mă pronunț, în sensul că întotdeauna trebuie să faci anumite verificări. După cum știți, după ce se realizează împământarea, se verifică. În cazul nostru, dacă îl utilizăm doar pentru instalație și pentru protecție la atingere directă și indirectă, trebuie să avem sub 4 ohmi. Dacă adăugam și sistemul de paratrăznet, trebuia să aibă sub 1 ohm și, bineînțeles, cele două coborâri și protecții la supratensiuni de origine atmosferică, în cazul nostru SPD-uri. Deci, cum am zis, împământarea, da, am mers cu ea direct în bara de echipotențializare. De aici am plecat cu partea de împământare, să zicem așa, PE-ul care l-am dus la tablou electric, unde îl vom conecta cu ce vine de la blocul de măsură. O să ajungem și acolo. Deocamdată suntem în măsura în care facem etapizat. Și bineînțeles, de aici a trebuit să plec la apă, da, la conducta de apă, la conducta de gaz. Am și scris pe ele împământare, echipotențializare și bineînțeles de aici se mai poate pleca la, spre exemplu, la centrala termică, carcasa metalică a centrale termice, la, să zicem, dacă ai o cadă cu hidromasaj sau ceva de genul, la fel trebuie să ajungi cu un conductor
de 4 mm separat de împământarea pe care o ai, separat de împământarea circuitului, da? Deci mare atenție, nu faceți confuzii. Împământarea circuitului e ceva, echipotențializarea e altceva. Da? Deci practic de aici se duce la, să zicem, cada cu hidromasaj. La fel trebuie să conectăm în unele cazuri și bateriile de la chiuvetă. Deci practic ideea e în felul următor: în cazul în care, să zicem, că apare o diferență de potențial periculoasă, trebuie ca ele să fie legate la împământare, tot ce curent de defect trebuie să se scurgă în pământ. Practic o să vreau în viitorul apropiat o să am de făcut o împământare, dar din cauza că plouă afară am tot mai amânat-o puțin. Poate acolo o să fac și un video exact cum se face o împământare adevărată, cum o măsurăm, cum o facem, o să fie atractiv. În cazul nostru am făcut împământarea pentru, așa zis, pentru macheta noastră, pentru casa care o avem aici. Bineînțeles că avem și capacul de la... bara de potențializare. Zic că vine frumos. Ce să zic? În principiu, cam asta am vrut să vă arăt pentru astăzi. Cumva o să vreau să înaintez cu proiectul în funcție de timpul disponibil. Poate mă extind puțin încolo să fac și partea de blocul de măsură, pentru că aș vrea să vedeți exact cum stă treaba cu conectarea la blocul de măsură. Am tras, cum v-am spus, cablu de alimentare de 5x4, tocmai pentru a face și variante de, să zicem, varianta de trifaza, da? Să avem un sistem trifazat unde putem să vedeți cum montăm. O să încercăm să facem și monofazic și trifazic. O să încercăm să facem toate variantele posibile, mă rog, care se există pe la noi și care se utilizează, și încercăm să explicăm cam cum ar trebui făcută o instalație. Practic, cred că până la urmă vă prinde bine și vouă. Nu sunt eu cel mai bun, dar na, cum toată lumea ne mai ajutăm unii cu ceilalți. Na. Consider că dacă, spre exemplu, greșesc, aștept comentariile voastre prin care să mă corectați. Înțeleg cele comentariile pertinente, nu cele cu jigniri. Alea nu prea mă uit la ele, de altfel le ignor. În principiu, cam asta este vorba. Deci, împământare, în cazul nostru am ales varianta liniară. Puteam să aleg oricare variantă. Important este să avem valoarea corespunzătoare. Valoare care, bineînțeles, mai este un punct aici pe care se pare că mulți îl ignoră: faptul că împământarea nu este un sistem care ține o viață. Drept urmare, dacă vă faceți împământarea, părerea mea personală, și în general mă adresez acum beneficiarilor, celor care se uită la video și încearcă să compare, trebuie să știți că se fac verificări periodice. Da? Se fac verificări periodice pentru că cu timpul poate să corodeze, poate să se întâmple tot felul de, să zicem, întreruperi. De altfel, cum v-am mai povestit la un clip, povestea cineva că împământarea a fost făcută a fost făcută și deasupra a avut un coteț de animale și toată urina respectivă s-a scurs, s-a infiltrat în pământ, a ajuns la platbandă și în câțiva ani s-a ales praf. Deci recomandarea mea este să faceți, dacă tot faceți împământarea, măcar o dată la 5 ani să faceți o verificare a dispersiei prizei de pământ. Așadar, încerc să vin cu completări și pentru beneficiar, cât și pentru colegii mei care sunt la început de drum. Bun, deci sistemul de legare la pământ, după cum ați observat, este compus din împământare, sistemul de echipotențializare, o să ajungem aici unde o să ne jucăm cu,
cu toate protecțiile care trebuie să le conectăm, o să facem tot felul de variante foarte interesante. Cam asta am avut de spus. Sper că vă place ce vă prezint, sper că vă prinde bine. O să ajungem și la partea de protecții, unde o să intrăm în detaliu mai amănunțit, o să le aranjăm, o să le facem cum trebuie. Bineînțeles că între timp o să trebuiască să cumpăr niște fasunguri cu becuri, să umplu pe aici, să avem în cazul în care o să ajungem și la partea asta, o să trebuiască să începem și partea de măsurători a rezistenței de izolație, continuitatea anului de protecție și tot mai departe. Practic, o să le verificăm și la rece, o să le conectăm. Deci avem o grămadă de treabă. Important e să știu că nu fac lucrurile astea în zadar și că vă prinde bine și vouă. Mai departe, ce să spun? Vă mulțumesc că vă uitați. Vă aștept și la clipurile următoare. Abonați-vă cât mai mulți. Nu de alta, dar poate vă prinde bine tot ce vă explic aici. Până la urmă, asta e ideea. După cum ați observat, n-am pus niciun fel de, să zicem așa, reclame sau alte nebunii. Poate cu timpul, cine știe, că asta e treaba. Dar deocamdată mă descurc, o să le fac și eu cum pot. Nu trăiesc din asta, ci pur și simplu îmi place foarte mult să fac acest lucru. Așadar, haideți că v-am plictisit destul. Vă mulțumesc că v-ați uitat și vă aștept în continuare, iar până data viitoare, fiți pe fază!